Andreea și bine v-am regăsit la Târgul de Carieră, care are loc fizic aici la Palace Mall. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să veniți direct cu CV-ul, astăzi și mâine, începând cu ora 10 până la ora 18. Veți găsi peste 30 de companii de top și peste 80 de recrutori gata, pregătiți să vă cunoască. În fața mea, lângă mine, îl am pe domnul Constantin Bogza, care este Head of Power Electronics România și manager pe organizația din Iași, la compania Vitesco Technologies. Vitesco Technologies, la fiecare întâlnire propusă de Târgul de Carieră, este prezent cu oferte de angajare în industria automotive. Și anul acesta, și ediția aceasta, este venit la Târgul de Carieră și așteaptă să cunoască pe cei care vor fi viitorii angajați. Domnule Bogza, aveți mai multe centre Vitesco Technology în țară. Care e profilul celui din Iași? În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație și face multă plăcere să ajung din nou la Târgul de Carieră. Noi, Vitesco Technologies, avem participare în toate ariile în care Târgul de Carieră rulează și avem astăzi în România 4 site-uri. Avem Timișoara, care este și headquarters-ul nostru. Avem Sibiu, unde avem un centru de dezvoltare și R&D, avem Brașov, unde avem un centru de producție și avem Iași, astăzi suntem în Iași, unde avem un centru de R&D cu capabilitate completă pentru produse de electrificare. În principal, specificul nostru aici local în Iași este pentru a face produse destinate atât mașinilor hibride cât și electrice și avem capabilitate de a lansa produse cam în orice zonă, de la controlere pentru motoare termice, control tehnologii fiind departamentul, cât și zona de power electronics, în care avem zona de invertoare, zona de DC-DC convertere, bell starter generatere și baterii, BMS-uri. Cumva portfoliul nostru este destul de extensiv. Noi în Iași, începând cu 2012, tradiție în zona asta de hybrid electric vehicle, în momentul în care am participat în construcția primului invertor. Aici în Iași avem posibilitatea, la momentul actual, să spunem că facem produse inclusiv care sunt produse în România. Există Ford Puma, care are produsul nostru recent lansat. În martie a fost prima mașină care a ajuns pe străzi cu DC-DC converterul nostru. Avem de asemenea contribuție în zona de invertor, axle drive-ul care există astăzi pe e-Corsa și 208 de la Peugeot. Iarăși este făcut de Vitesco Technologies. Și în principal, ceea ce facem aici în Iași este că avem o organizație care cuprinde diverse discipline și segmente capabilă să livreze proiecte complete, de la A la Z. Avem de la sales, partea de back-end, până la partea de operations, care pune în planturile noastre produsele pe care le facem design în cadrul departamentului de R&D și le concepem aici local. Anul trecut a fost un an greu pentru toți, că ne-am confruntat cu începutul pandemiei, o stare de urgență. Cum ați făcut dumneavoastră față? Cum a fost anul trecut pentru firma la care lucrați? Anul trecut a fost destul de dificil, atât din perspectiva faptului că prima noastră directivă a fost să ne protejăm angajații. Pandemia nu a fost un element, nu este, pentru că încă avem repercursiuni, nu este un element ușor. Și a introdus foarte multe elemente de protejare pentru angajații noștri. Angajații noștri sunt foarte importanți pentru noi, în principal ei sunt primul element care face ca societatea noastră, compania noastră să aibă succes. Și atunci, ceea ce am introdus este atât zone noi în care putem lucra, cum ar fi work from anywhere. Astăzi politica noastră în cadrul companiei este că fiecare angajat poate să lucreze de oriunde, atâta timp cât jobul pe care îl are îi permite, cât și posibilitatea de a interacționa remote. S-au introdus tehnologii noi de comunicare, avem posibilitatea de a lucra inclusiv pe testbench-urile noastre din cadrul organizației remote. Și au deschis anumite porți
care nu erau posibile până în cazul ăsta. De asemenea, un alt challenge a fost valul care a intervenit, pentru că electrificarea a devenit unul din trendurile principale ale pieței. Și a fost necesar să putem să punem proiectele care în trecut le aveam on-site și le dezvoltam împreună într-un mod, într-un context remote, dar și la un nivel superior datorită cerinței de pe piață. Există foarte mulți clienți care astăzi au deja confirmată trecerea la electrificare. Există clienți care din 2030 nu vor mai produce mașini pe combustie internă și atunci se vede clar un trend pentru organizația noastră, care este menită să ofere soluții de electrificare, o cerință mai mare pentru astfel de produse și astfel de dispozitive care să vină în electrificarea mașinilor actuale. Dragi candidați, sper că ați auzit. Dacă doriți să aplicați la un job la Vitesco Technologies, veți avea posibilitatea să lucrați, dacă veți fi selectat, remote, ceea ce consider că este un avantaj pentru toată lumea care vrea să călătorească sau să aibă flexibilitatea de a se muta oriunde își dorește. Să revenim puțin la proiectele pe care le desfășurați. Știu că Centrul de Inginerie de la Iași, cât și cealaltă din țară, colaborează cu alte centre globale pentru diverse proiecte. Povestiți-ne despre un proiect recent pe care l-ați pus la cale împreună. Ceea ce e foarte fain și interesant în organizația noastră este că avem organizație flat. Organizații flat, cred că la momentul actual este una din cele mari organizații de R&D. Este structurată în discipline, avem disciplină de software, disciplină de mecanică, disciplină de sistem, disciplină de electrical engineering, test, platformă, și toate organizațiile astea sunt organizate la nivel global. Adică astăzi nu avem o organizație care e centrată local, și în toate organizațiile ceea ce încercăm să facem este să putem pune toți experții noștri globali împreună pentru a atinge scopul pe care noi îl avem. În principal, proiectele care le avem astăzi pe masă, ele sunt globalizate și lucrăm într-o echipă globală astfel încât să putem să livrăm acest cel al nostru de a electrifica e-mobility. Dacă iau un proiect, și să răspund la întrebarea dumneavoastră, avem invertorul de Ford, care tocmai a fost câștigat, care astăzi este o echipă pe trei continente. Deci lucrăm împreună într-un context internațional și este uimitor cât de multe lucruri se pot realiza atunci când poți să ai din diverse zone ale lumii input și o echipă care lucrează pentru același țel. Dacă ne uităm România este văzută ca o regiune, deci noi lucrăm împreună în România ca o regiune, iar regiunea România lucrează împreună în contextul internațional. În organizația noastră, cred că ăsta este unul din elementele care o să aducă un aport extrem de important în a atinge obiectivul ăsta, pentru că discutăm și de o tehnologie nouă în care avem nevoie de talente și avem nevoie de oameni capabili atât să poată să dezvolte astfel de tehnologii care sunt inovative. Astăzi discutăm despre a integra ceva existent de 25 de ani și a schimba absolut toată piața de mobilitate într-o direcție complet nouă. Și atunci există nevoia de a aduce oameni capabili cu perspective noi, cu experiență, ca să poată să ajungă viziunea asta în realizare. Proiectele, în general, pe care discutam, invertorul de Ford, au nevoie de atât oameni care au experiență 15 ani plus, dar au nevoie și de oameni care vin poate de pe băncile facultății. Avem inclusiv o experiență extrem de plăcută cu ceea ce găsim aici în Iași. Pentru că
întotdeauna o perspectivă nouă, o perspectivă de tehnologie care este inovativă, aduce în organizație schimbarea necesară și implementarea noilor tehnologii care sunt necesare pentru a împinge tot procesul ăsta înainte. Clar că aveți țeluri mari, că faceți un proiect vizionar și că oamenii care ar aplica pe un job la compania dumneavoastră, dacă ar fi selectați, ar avea cum să se dezvolte și să crească și personal și profesional. Și acum, revenind la provocarea pe care o aveți dumneavoastră în viața de zi cu zi la job, dumneavoastră totuși aveți un job cu o responsabilitate foarte mare, fiind Head of Power Electronics și manager. Aș vrea să știu mai multe despre cum faceți față acestor provocări și care sunt acestea. La momentul actual, pentru că noi lucrăm în organizația asta Flatorg, eu am prima mea responsabilitate este de organizație la nivel de România. Am echipe în fiecare din cele trei locații în care avem responsabilități și lucrăm împreună pentru a aduce produsele de electrificare în picioare. În același timp, pentru că organizația este suficient de mare, din punctul meu de vedere, se îmbină perfect și cu responsabilitatea locației din Iași. Bineînțeles, în Iași nu există doar Head of Power Electronics, mai avem încă mulți oameni faini care sunt responsabili de celelalte segmente. Avem Control Technologies, avem BTC, avem Test, avem PMT, Processes, Methods and Tools. Avem tot ce înseamnă funcțiile conexe care sprijină organizațiile de R&D. Și ce e interesant la combinația celor două roluri este faptul că nevoia unui rol este complementată de celălalt rol. Dacă ar fi să schimb pălăriile și m-aș pune în poziția de Power Electronics, Head of Power Electronics, atunci aș avea cereri către infrastructură, către cum ar trebui să arate, cum să arate birourile, cum să arate zonele de test. Și atunci se poate transla foarte ușor în poziția de location manager pentru locația din Iași și invers, locația din Iași, când îmi pun pălăria de location manager, pot prelua cerințele astea atât din Head of Power Electronics, cât și de la celelalte segmente, astfel încât să putem să facem o organizație capabilă atât la nivel de infrastructură cât și birouri să ajungă la cerințele necesare să putem să facem proiectele astea. Dacă ar fi să dau niște detalii, cred că astăzi în Vitesco Technologies avem cele mai moderne laboratoare pentru testarea echipamentelor de electrificare din Europa, aș zice. Impresionant, într-adevăr. Sunt sigură că pentru mulți ăsta ar fi jobul ideal, dar pentru dumneavoastră care ar fi criteriul de, sau criteriile de angajare? Cum ar arăta pentru dumneavoastră candidatul ideal pentru un job la Vitesco Technologies? Cel mai important, cred că pentru un angajat, pentru cineva care își dorește să vină la Vitesco Technologies, este să ajungă să-și dorească acest lucru. Avem posibilitatea de a angaja în foarte multe arii. Dacă mergem și ne uităm la portfoliul nostru de joburi, este un portfoliu suficient de mare. Dacă discutăm acum despre târgul de cariere, am venit și cu o paletă extrem de largă de joburi. Avem nevoie ca oamenii să se identifice cu targetul nostru de a crea mediul verde, de a merge într-un oraș curat, de a nu sta în trafic și a merge într-un mediu poluant. Și atunci cred că, în primul rând, omul care vine la noi trebuie să se identifice cu misiunea noastră de a face powering clean mobility, de a împinge lucrurile să funcționeze la nivel tehnologic spre direcția respectivă. În același timp, avem programe de training, avem programe în care evaluăm capabilitățile și capacitățile oamenilor, facem programele de dezvoltare intern pentru fiecare om care vine la noi și fiecare om cred că poate să-și găsească atât cariera cât și locul în cadrul companiei noastre. Cu ce așteptări ați venit acum la târgul de cariere? Cu ce joburi aveți? Cu ce joburi ați venit în portofoliu?
Dacă discutăm acum despre paleta de joburi pe care noi avem în portfoliul nostru, avem, cum spuneam, o gamă extrem de diversificată. Putem pleca din zona de corporate, în care avem zona de purchasing, avem zona de financial, avem zona de accounting, avem zona de sales. Putem trece în R&D, unde există disciplinele care le avem ca și structurate în electronică, software, mecanică, sistem, test. După care avem zonele de suport pentru zona de R&D, în care avem advanced purchasing, oamenii care creează contractele pentru cu supplierii noștri. Avem joburi în SQM care monitorizează calitatea supplierilor, quality, calitatea elementelor pe care le producem, iar paleta actuală cuprinde toate zonele astea. De ce? Pentru că este momentul în care noi construim împreună și avem cerința pentru a crește. Foarte important, de asemenea, este să luăm în considerare că avem ca și entry point absolut orice zonă. Ne dorim să avem oameni experimentați, oameni fine, care să putem să-i luăm și să ne ajute direct în tehnologii, dar avem și joburi pentru entry point, în care luăm oameni direct de pe băncile facultății și îi antrenăm intern și le oferim posibilitatea să crească în cadrul companiei și să ajungă la nivelul de expert. Experții la noi se numesc principal engineers. Deci cumva paleta noastră de joburi acoperă absolut orice capabilitate, atâta timp cât omul își dorește să lucreze împreună cu noi la tehnologiile viitorului. Deci, sper că ați auzit că chiar dacă aveți multă experiență în domeniu sau sunteți la început de drum în domeniile menționate, puteți să veniți la Târgu de Carieră să cunoașteți echipa de la Vitesco Technologies, să aplicați mai departe, să urmați procesul de aplicație sau să faceți cunoștință și cu ceilalți angajatori pe care îi veți întâlni aici la Târg, 30 la număr mai exact și peste 80 de recrutori. Noi vă așteptăm în continuare să ne urmăriți pe târgudecariere.ro, pe pagina de Facebook, LinkedIn și pe canalul de YouTube. Revenim după publicitate.